Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod puțin mai special. Bă, fraților, în acest episod o să încercăm să-l găsim pe Moș Crăciun Pachinator. Da, știu că episodul ăsta a apărut puțin cam târziu, dar țineți minte de la Cheladran, niciodată nu e prea târziu pentru Moș Crăciun. Deci, haideți să începem, îi dăm acea play. Câți ani are Moș Crăciun? Păi cred că Moș Crăciun e mare mafiot și are fix 69 de ani. Asta e părerea mea, acum nu știu. Spuneți-mi voi în comentarii câți ani credeți voi care Moș Crăciun. Și zic că are 69. Na. Deci că caracterul tău este o persoană reală? Păi bă, nu știu ce să zic, că hai să dăm probabil. Este YouTuber? Bă, Moș Crăciun cred că face videoclipuri pe YouTube. Deci nu. Este femeie? Bă, Moș Crăciun e femeie, mă. E mare mafiot, deci e băiat. Ok. Deci că caracterul tău are barbă. Normal, frate, Moș Crăciun are barba și e frumos, elegant, cât de cât. Bă, ești numai ăsta la ghici, bă! Deci nu cred, frate, deci nu cred. Ci că caracterul tău face ho-ho-ho, ca Moș Crăciun. Ho-ho-ho-ho-ho. Și că conduce o motoretă sau ceva, bă, nu. El vine cu Sania, cu Rudolf, știi cum zic? Zboară așa frumos. Și că Boston Fit, bă, habar am ce înseamnă asta, deci dăm nou. Da, e asociat cu Crăciunul. Uite, bă, că mi l-a găsit, mă, deci nu cred, frate. Deci nu cred că de deștepte achinatorul ăsta, mă. L-a găsit pe Moș Crăciun. Ok, da, dăm yes. Bă, deci nu, a, bine, acum n-ai de Crăciun și cred că la băgare ce niște mai de asta. Ok, haide să încercăm să mai găsim pe cineva. O să încercăm să o găsim pe Alina Plugaru și după pe Daniela Crudu, cred. Da. Bă, și vreau să spuneți în comentarii pe cine vreți voi să mai găsim, pentru că mă gândesc să mai fac câteva episoade cu Akhenator. Deci, da, haideți să vedem play again. O să încercăm să găsim pe Alina Plugaru. Și că caracterul tău, mă rog, personajul tău a existat vreodată? Da. Și încă există. Deci că este faimos pe YouTube. Bine, se termină cu tub, dar nu începe cu you. Sau bine, you porn. Băi, dăm nu, că nu e cu YouTube, dar e cu YouPorn, cu asta, cu RedTube, cu Pornhub, cu XNXX, cu Beg, cu... Ok, este o fată? Da. Trăiește în America? Bă, nu știu, nu cred, nu. Te cunoaște personal? Eu zic că mă cunoaște foarte bine. Da, nu mă cunoaște. Ce să mai... Dar poate o să mă cunoască cine știe. Este cântăreață. Bă, da, bă, Alina Plugaru e cântăreață. Știți la ce cântea? La cea târnă. Și la flaut cu gușă. Deci, nu e cântăreață. S-aș fi putut să dau probabil. Pentru că ea cântă foarte bine la cea târnă. Și la flaut cu gușă. Este din Europa? Da. Este româncă? Da. Este moartă? Nu. Ar fi ciudat, știi? Ok, nu știu dacă ați prins ideea. Este îndrăgostită cu Șezu, ce drag... Nu știu. Adică e îndrăgostită cu toată lumea, știi? E îndrăgostită de tipul care plătește mai mult. Și care vreo legătură cu caii? Da, că îi place dico la mare cât cală. Deci dăm probabil. Este politician? Nu, dar cred că s-a făcut cu mulți politicieni. Nu știu, zic și eu. Are un copil, adică un băiat? Nu. Are doi copii. Este blondă? Da. Uite, mă, că mi l-a găsit și pe ăsta, bă, deci nu cred, mă. Yes. Are un frate mai mare? Bă, nu știu, că nu mă interesează. Fall in holes, adică a căzut în găuri? Nu, dar au căzut mulți în găurile ei. Deci dăm nu. Ceva cu anime, nu știu cum, nu? S-a născut în decembrie. Bă, habar am, nu știu, că nu mă interesează. Pe mine mă interesează doar filmele alea șmechere. Comunică cu fanii ei? Bă, nu știu, că nu i-a scris pe Facebook sau ceva. Dăm, I don't know, adică habar n-am. Are pila galbenă? Nu e galbenă. Este o octopus, adică caracatiță? Nu. Dacă a pozat vreodată în bikini pentru reviste, cred că da. S-a făcut și în cură. Ok. Este faimoasă din cauza că dansează.
Nu? Și că a fost vreodată în spațiu? Nu știu, poate dacă a fumat ceva, poate, nu știu. Gina Pistol, mă! Hai, bă, Achinator, ce faci aici, mă? Uite că nu mi-arată poza. Nu știu, frate, pe ce faci aici? Eu am zis, i-am vrut să mă dea până la plugarul pe Gina Pistol. Hai că nu mă supăr acum. Hai să încercăm să o găsim pe Daniela Crudu. Continuă asta, bă, că... Uite, bă, era aproape, vezi? Era Gina Pistol, Elena... Cred că am greșit eu ceva acolo. Uite, Elena Plugaru. Ok. Da, apare aici. Elena Plugaru. Bă, nu-i dau trimite. Îi dăm înapoi play. Hai să încercăm să o găsim pe Alina Plugaru. De fapt, nu. Nu pe Alina Plugaru am găsit-o. Hai să încercăm să-l găsim pe Gigel. De fapt, nu. Pe Gigel o să încerc să-l caut în următorul episod. Nu uitați și voi de un like ca să strângem cât mai multe like-uri. Deci, bun. Hai să încercăm să găsim pe Daniela Crudu. A existat vreodată? Da, încă există. E fată, da. Trăiește în America, nu, din câte știu și nici măcar îmi pasă. Te cunoaște personal, nu. Este româncă sau român, da. Este muzician, bă, și Daniela Crudu cântă la flaut cu gușă și la ciatârnă. Da, domnul. Are vreo legătură cu vikingii? Nu știu, frate, nu. Este YouTuber, nu. Înjură mult? Cred că da. Îi place să citească cărți? Asta e cea mai tare glumă, bă, Achinator. Ce faci tu aici, mă? Nu. Apare în videoclipuri sexy, da. Comunică cu fanii ei? Nu cred, nu știu. Este un adult, da. On stage in Tour de France? Habar am ceva cu concurs, nu. Este actriță porno? Nu. Momentan. Sau poate că e. Adică dacă dai 200 de euro... Face tot ce vrei tu, frate. Chi a creat... habar am ce asta de nou. Este blondă. Parcă era brunetă. Acum... Dă-o dracu. Nu știu. Habar n-am. Probabil. Upside down. Nu. Color blind. Adică, dai mă, nu poate să vadă culorile sau cum să nu... Daltonistă. Daltonist. Nu. Sau nu știu. Nu. Dacă are copii, nu. Dacă are cont de Twitter, cred că are, nu știu. E famos din cauza că dansează, probabil. Nu. Se îmbracă mereu negru, probabil, nu știu. Topul Gina Pistol, mă! Se pare că lui Achinator îi place Gina Pistol. În fine, bă, fraților, cam atât și cu acest episod. Nu uitați și vă dau un like acolo și dau un share, bineînțeles, doar că mai vreți episoade cu Achinator. Și vreau să-mi spuneți în comentarii pe cine vreți voi să găsim în următorul episod de Achinator. Vreau să-mi spuneți acolo Mia Khalifa, Gigel, nu știu cum, nu știu ce. Deci, cam atât și cu acest episod, pe data viitoare.